Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, 30 mai 2024. Auzi acel susur blând? A venit un susur blând și subțire. Când l-a auzit, Ilie și-a acoperit fața. 1 Împărați, capitolul 19, versetele 12 și 13. Când Izabela, soția regelui Ahab al lui Israel, a amenințat viața profetului Ilie, el s-a refugiat într-o peșteră și acolo Dumnezeu i-a vorbit. Ieși și stai pe munte înaintea Domnului. Și iată că Domnul a trecut pe lângă peșteră și înaintea Domnului a trecut un vânt tare și puternic care despica munții și sfărâma stâncile. Domnul nu era în vântul acela. Și după vânt a venit un cutremur de pământ. Domnul nu era în cutremurul de pământ. Și după cutremurul de pământ a venit un foc. Domnul nu era în focul acela. Și după foc a venit un susur blând și subțire. Când l-a auzit, Ilie și-a acoperit fața. Am încheiat citatul din 1 Împărați, capitolul 19, versetele de la 11 la 13. Dumnezeu îți poate vorbi în orice loc, în orice vreme, prin oricine, în orice situație. Dar El îți va oferi cele mai importante gânduri atunci când ești singur cu El. Pentru a auzi susurul blând și liniștit al lui Dumnezeu, trebuie să se întâmple două lucruri. 1. Trebuie să ai liniște și să fii singur. Asta înseamnă să blochezi orice contact cu lumea din afară și să te concentrezi doar asupra lui Dumnezeu. Nu toată lumea va înțelege sau va aprecia ceea ce faci, dar trebuie, dacă vrei să-L auzi pe Dumnezeu. Și 2. Trebuie să te apropii de El. În medie, o persoană primește între 50 și 100 de texte și e-mail-uri în fiecare zi. Gândește-te, dacă ești dispus să-ți faci timp să te oprești și să-i asculți pe ceilalți, dar nu pe Dumnezeu, problemele tale nu se vor rezolva și situația ta nu se va schimba. Everett Sagg a scris și următoarea strofă a uneia dintre compozițiile sale. Intră cu Domnul în cămăruța ta și acolo prin Duhul privește fața sa. Acolo primești putere în cursă să alergi, după părtășia cu El mereu tu să tânjești.